Bună, dragilor! Noi am ieșit afară, mergem la plimbare, doar că bate vântul atât de tare și destul de rece vântul ăsta. Ieri era mult mai plăcut afară și azi ar fi plăcut dacă n-ar bate vântul ăsta păcătos. La soare e atât de bine, dar doar când nu bate vântul. Dacă bate vântul, nu-i plăcut nici la soare. Am dus gunoiul. Ai grijă, ai grijă, vai, vai, că am zis că te rău cu nasul de asfalt. Și trebuie să-mi fac curat la mașină, doar că aspiratorul nu mi s-a încărcat, că... Hai de sus, hai pe trotuar, ia-o sus. Am dat cu aspiratorul prin toată casa și apoi l-am băgat la încărcat. Și nu am baterie să fac curat la mașină, dar mă gândesc că până la vreo 3-4 încolo se încarcă. Da. Trebuie să te țină mama de mânuță? A? Nu? Nu te trage. Da, să nu te tragă tare. Îți place viteza maximă? E bun dacă îți place viteza maximă. După aia să ne oprim și să stai cu Sally și cu Mini în față la Penny. Să mă duc să cumpăr ceva. Apăluță. Am ajuns și noi acasă, nu am putut să stăm mult afară, am ajuns până la parc și ne-am întors înapoi pentru că bătea vântul foarte tare și acum bate vântul atât de tare, deci e un vânt atât de tăios și atât de frig. Deci vreau să vă spun că pe mine m-a luat durerea de cap și mă dor urechile de la curentul care este afară. Deci e foarte, foarte urât afară, nu știu, mă enervează maxim. Îmi pare rău că nu m-am bucurat ieri de vremea care a fost afară. A fost o vreme faină. M-am gândit că și astăzi va fi la fel, având în vedere că sunt aceleași grade, doar că astăzi bate vântul rece. Ieri nu a bătut vântul rece și așa că nu ne mai putem bucura de stat afară. Și am intrat la Penny să cumpăr câte ceva și am luat așa. Mozzarella e la ofertă cu 3,99 lei. Nu e o diferență mare de preț atunci când nu este la ofertă, e 4,29 sau 4,39 bucata. Eu oricum cumpăram și dacă era la ofertă și dacă nu. Vreau să fac acele paste cu roșii și mozzarella, îmi e poftă. Am mai luat o pungă de covrigi, o cutiuță de bulion, un bidon de Coca-Cola, două bidoane de apă minerală, un ciorchin de banane, fusilii de la Barilla, pudră Ajax, că aveam nevoie și asta e la ofertă, 6,29 lei. Am mai luat o punguță de salată mixtă, să fac cu ton și cu parmezan, ce mai băga eu înăuntru. O cutiuță de smântână, șervețele la cutie și o legătură de mărar și una de pătrunjel. Și acum o să mă apuc să pun niște paste la fiert. O să tai acele roșii și o să fac niște paste cu mozzarella și cu roșii. După care mă duc să verific dacă s-a încărcat aspiratorul și apoi plec să-mi fac curățenie la mașină, că de mâine am înțeles că încep ploile. Acum că e adevărat, că nu e adevărat, nu știu. Am pus apă cu sare la fiert și o să iau două roșii să le spăl, să le toc mărunt. Mozzarella o să mă apuc să o rad și o să fac niște fusilii. Și Mini așteaptă să-i dau ceva ca de obicei. Tot îi dai, tot îi dai, dar nu se satură. Și că-i sac fără fund. Mai are o pungă, dar nu o desfac acum. Dă-i să mănânce ce mai are și pe acolo. Trebuia să-i dai altceva. Ne, ce oață ești! Asta că e la păiat. Mă apuc să-mi strâng vasele de pe scurgător până începe să fiarbă apa și vreau să vă spun că abia am venit cu plasa de la Penny, deci pur și simplu mi-a rupt mâinile, nu mai simt mâinile, mi s-a și rupt, da, m-a enervat, mai bine mă luam și mă duceam cu mașina. Pastele au început să fiarbă, mi-am pregătit aici două roșii și o să mă apuc să le spăl, să le toc și să le pun în tigaie. Și mai devreme m-am pus să stau puțin pe scaun, că
mă dor atât de tare brațele aici sus și încheieturile. Am venit cu plasa aia de la Penny, grea, și a trebuit să o țin în brațe că mi s-a rupt. Mi-am cumpărat o pungă din aia de hârtie. Și acea pungă de hârtie, normal că n-avea cum să ducă 3 bidoane de 2 de apă minerală, 1 de suc, plus ce am mai cumpărat eu, paste, banane și așa mai departe. Și na. O să bag roșiile astea înapoi în frigider. Le-am verificat să nu fie stricate, că na, dacă e una stricată, începe să se strice toate. Mai târziu poate reușesc să fac și niște clătite. De ceva timp zic că vreau clătite și n-am mai reușit. Astăzi cred că vă voi înnebuni cu clătitele, dacă reușesc să le fac sau nu. Ieri v-am înnebunit cu grișul cu lapte. Și uitați-vă și voi cum stă părul. Deci aseară l-am bibilit atât și a ieșit atât de fain și atât de drept. Pot să zic că stă rău acum, dar stă în valuri, ceea ce mă enervează. Ia uitați-l și la spate. Deci uitați-l și la spate cum s-a făcut. Deci de dimineață m-am trezit așa, l-am dat cu ulei, l-am pieptănat, dar nu mai e el drept cum era. Așa că o să-mi prind o clămiță, dacă tot s-a făcut în valuri. Și o să-mi prind așa o clămiță și să mă apuc de treabă. Și ce vreau să vă spun eu, e încă ceva, este că lumini nimeni ca de blană atât de tare. Mai găsești așa câte un fir de păr pe aici pe acolo, dar sunt foarte bucuroasă. Bogdan tot a insistat să o tund. Tund-o. Avea păr săracul și pe mâini și pe gură și peste tot, că el transpiră foarte tare pe tălpi și în palme. Și vreau să menționez că nu are ceva probleme, că normal se zice că dacă transpir în palme și în tălpi și așa, avea probleme ceva cu plămânii. Așa e felul lui, să transpire cel puțin vara, e foarte, foarte nasol pentru el. Dar și acum, în perioada asta, și cum el transpiră pe mâini sau pe tălpi, se lipea de el și, era, și el tot a insistat. Pune una și tund-o, că nu mai suport. Și noroc cu el că am tuns-o, că altfel nu aveam de gând să o tund. Și slavă Domnului că nu-i mai cade por, v-am zis, mai cade așa pe aici, pe acolo, dar e bine. Și e bine și ea, că săraca tot timpul era cu limba pe afară, făcea, nu mai putea de cald. Acum e bine, n-am mai văzut să fac așa. Avea blana îmbâxită, săraca, mirosea blana aia așa urât, deși eu o spălam destul de des și pe tot corpul sau pe lăbuțe, dar era nevoie de o regenerare a părului, să zicem așa. Pe seară voi face, nu voi găti, deci voi face o salată cu ton, avocado, nu știu cum am năut sau linte, voi pune și niște feliuțe de parmezan și asta vom mânca noi pe seară. Am pus la fier jumătate de cutie din acele paste, deci cam 250 de grame. Sper să ne ajungă, pentru că este și Irina la noi. În cazul în care nu ajunge, o să mai pun. Și așa că să trecem la treabă. Deja este 2:25. Până au venit ele de la școală, până am fost un pic la parc, până au oprit la Penny, până am venit până un alta, uite cât s-a făcut ceasul. Așa că hai repede, repede jos să pregătesc și tigaia. Așa. Pregătesc această tigaie. Asta îmi place foarte mult, tigaia. Asta nu se lipește. Eu am primit-o de la mama. E așa pestriță și fac și clătite și omletă și multe chestii în ea. Îmi place mult de tot. O să pregătesc și uleiul de măsline. Așa, spălăm roșiile. Ne apucăm să facem. Și apoi să plec să-mi fac curățenie la mașină. Am verificat aspiratorul. Nu mi s-a încărcat. Ce urât mi se vede aici, acum mi-a crescut părul. Uitați-vă și voi. Deci urăsc. Deci eu cred că e necesar să mă vopsesc o dată pe lună, cred. Deci la cum crește mie părul foarte, foarte repede. Și apropo, astăzi a trebuit să umplu puțin la vârful, că nu, altfel nu puteam să mă abțin. În perioada asta vreau să menționez că nu-mi cade părul aproape deloc. Mai găsesc așa câte un fir, două pe jos, dar foarte rar. Sau când mă pieptăn, deci dacă iau 2-3 fire în fiecare zi, e bine și mă bucur. Dar am perioade când îmi cade părul destul de tare. Năpârlesc și eu, la fel ca și mini. Și astăzi am umblat și mi-am făcut acele vârfuri, că parcă mi se părea mie că nu e ok, că nu sunt bine. Le-am luat și cu foarfeca și le-am făcut, nu știu că se vede bine. Mie îmi place cum a ieșit și îmi place că mă ocup singură de părul meu. M-am învățat singură, m-am uitat pe tutoriale și m-am învățat. Pentru că în trecut mergeam și dădeam de câte o coafeză care pur și simplu își bătea joc de părul meu. Făcea, cred că, practică pe părul meu și pe părul altora. Îi spuneam că vreau să-mi ia doar atât din vârfuri și când plecam îmi lua atât din vârfuri. Sau îi spuneam că vreau să mă tund într-un fel și mă tundea în alt fel. De multe ori am fost tunsă, de ziceai că sunt luată cu satârul. Așa că eu
Eu zic că mă fac destul de bine, nu știu dacă se vede bine, dar hai că se vede, sunt mulțumită de ceea ce mi iese și nici nu plătesc, economisesc și niște bani, cu acei bani îmi cumpăr ceva pentru mine, pentru că nu mi iese părul urât, iese chiar fain cum mi-l fac și nici nu-și bate joc nimeni de mine să mă sluțească. Bun, și după aia mă duc să-mi fac curățenie la mașină, nu știu dacă mai bate vântul la fel de tare, din ce văd eu s-a cam potolit și ieri. Până la ora 2 sau 3 bătea vântul destul de tare, dar nu era un vânt rece, era un vânt, ia uite cum se încârlionțează părul ăsta, mă enervează. Era un vânt mai cald. Astăzi a fost un vânt mai rece, așa că eu mă duc să-mi fac curățenie la mașină, repede, repejor, și după aia, dacă e să fie vremea faină, ok, să fie potolit vântul și să nu fie fric, atunci o să scot din nou copiii, ia să vedem ce face Mimi. Mimi, ce faci? De ce îi lături și de pe față? Deci stai să vă arăt și voi, să văd dacă mai prind. Ia uitați-o. Deci, măi, eu nu înțeleg. Ea este cățea. Nu e câine. Nu înțeleg de ce are acel stil. Să-mi ia urșii, să-mi ia pernele, să-mi ia plapumă și... Na, vă imaginați, cred că, ce vrea să facă. Și a mâncat Marc mai înainte ceva băzină la cu zahăr. Și l-a lăsat pe pat, văd că mi-a lăsat și foarfeca. Și am auzit-o eu mai înainte că a venit pe pat mândra și și-a făcut de cap. Și eram sigură că, na. Și credeți-mă că spăl urșii ăia și fețele de pernă foarte des. Deci, la un moment dat, cred că trebuie să iau eu de aici. Pentru că cred că o să rămână fără gât, fără cap, fără nimic urșii. De ce te-ai suit în pat? Nu-i voie! Obraznico, de ce te-ai dat la urși? A? De ce mi-ai dat urșii jos? Tu știi de câte ori spăl eu urșii aia, o să rămână săracii fără mâini, picioare. O să iau de aici. Eu nu pot să țin o pătură pe pat, nu pot să țin nimic frumos pe pat. Că tu le iei pe toate și le strici. Da. Vezi ce-ți rup eu ție urechile. Ce că vin la tine acum? Ce că vin la tine, n-auzi? Jos din pat. Jos. M-ai supărat, să știi. M-ai supărat tare. Stai că imediat sunt luată iară la tură, că te iau și te cer. Că am mai fost luată la tură, că sunt rea cu tine. Un cățel e exact ca și un copilaș. Trebuie să te ocupi de el și să-l cerți atunci când greșește. Nu înseamnă că sunt rea, nu înseamnă că nu o iubesc, nu înseamnă că nu o îngrijesc, dar trebuie să o și certăm atunci când e rea. De ce-i luat urșii? Hai la mama, hai! Ha? Of. Nu e voie să luăm urșii ăia de pe pat. Da. Ei, dar tot timpul trebuie să stau de tine că tu iei urșii ăștia. Păi. Nu pot să pun o pătură pe pat ca lumea, nu pot să pun nimic. Uite și ăsta a luat foarfeca, a lăsat-o aici. Nici nu mai știu pe unde să mai pun telefonul. Ia să spăl roșiile repede. Și să mă... apuc de ele, că zic de ceva timp că mă apuc și nu mai reușesc. Așa, să-mi iau și fundul de lemn. Pentru Marc trebuie să fac paste cu pesto, mi-a și spus că nu mănâncă așa ceva. Marc e foarte pretențios la mâncare. Și da, ia să punem aici, pentru el asta o să fac. Acum avea roșii Sherry la Penny, dar am zis așa, păi dacă cumpăr roșii Sherry, roșiile pe care le am în frigider, clar nu o să le mai mănânce nimeni. Mie în perioada asta roșiile și castraveții nu-mi plac, pentru că nu au niciun gust. Dar niciun gust. Rar cred că găsești o roșie care să aibă un gust bun. Nici în perioada verii nu pot să zic că mă rup așa de tare cu legumele. Nu prea îmi plac legumele mie așa, nu știu, mai mănânc o salată, dar... Nu prea sunt cu legumele, dar în sezonul rece nici atât. Și am zis, măi, n-are sens să mai să dau banii, pentru că se vor arunca astea pe care le am în frigider. Așa că le iau pe astea și le toc mărunt, că n-are nicio treabă. Și apropo, astăzi m-a luat un dor de vacanță și un dor de vară. Doamne, dimineața mă uitam la vlogurile din Grecia și am momente când mă uit și la vlogurile din anii trecuți, de când pe unde am mai fost noi sau de când am fost în Grecia sau în Bulgaria, pe unde am mai fost și
mă luase așa o nostalgie de abia aștept să vină vara, deci abia aștept să vină vara. Vreau vară, vreau să mergem afară, vreau să mergem la grătar, vreau să mergem la piscină, vreau să mergem la mare, vreau să mergem la plimbare. Vreau să stau afară până târziu, să merg la parc, să, Doamne, abia aștept. Iubesc vara. Deci dacă ar fi, m-aș muta într-o țară călduroasă, dar bine, zic eu doar așa că nu se va întâmpla acest lucru, că nu mă pot acomoda și dacă aș vrea să mă mut într-o țară călduroasă. Stai că mi-am pierdut ideea. M-aș muta într-o țară călduroasă în ghilimele și atunci când aș vrea zăpada, aș pleca într-o țară unde e frig, la Polul Nord, și aș vedea zăpada, deși eu nu prea sunt cu zăpada, deci... Dar bine, dacă nu ninge, nu e asta o problemă. Dacă ninge, bine, dacă nu ninge, iar bine. Bun, am tocat roșiile, acum o să punem ulei de măsline. O să adaug niște sare peste roșii, oregano, puțin busuioc. După care o să răstor roșiile peste pastele scurse. Sper să ajungă pastele astea. Și apoi o să rad mozzarella. Stai să verificăm dacă am aprins focul, că știți că am mai pățit-o, că mă gândesc că aprind focul și de fapt așteptam să se topească mozzarella și mozzarella nu se topea. Așa. Mai papagailor, mai! Ce faceți voi? Când merg și vorbesc de obicei cu ei... Hai la mama! Rocco atât de tare se umflă el așa și atât de drăguț, Doamne, deci atât de drăguț, el e mai prietenos din ce observ, ce-i drept are și mai multă vechime la noi în casă decât Cleo, dar el e mai sociabil, el e tare drăguț, așa e, aoleu, Doamne ferește, v-am spus că eu când mă iau la vorbă fac prostii și nu-mi dau seama, deci acum am tăiat asta, și mi-a curs zeamă de la mozzarella aici. Eu aveam impresia că mozzarella nu are zeamă, nu știu. De multe ori pățesc să vorbesc și la telefon cu cineva din familie și în loc să fac ceva total diferit. Deci o boacă, nu o greșeală. Că na. Și se vede că el e mult mai sociabil, Rocco, decât Cleo. Ea se vede că e mai... mai rea, ia el ce-o fi, nu știu, e cam rea. Ia să punem nou sare. Mă enervează că sarea aceasta pe care am cumpărat-o de Himalaya, neiodată, că avea și eu odată, am luat-o și neiodată, mă parcă zici că nu-i sărată. Deci oricâtă sare ai pune, nu zici că are niciun gust, nu știu, e destul de ciudată. Ia să vedem. Aici am oregano. O să pun puțin. Așa. Și stai să vedem și busuioc. Și din ăsta pun puțin. Mie îmi plac foarte mult bruschetele cu roșii și cu ton, dar n-am mai făcut de mult, ce-i drept. Am pus doar două roșii, mă gândeam să pun trei, dar am pus doar două, că Selena cam strâmbă din nas când e vorba de roșii și de ardei. Acum, na, mai adaug puțin ulei. Hai că căutam sarea, nu mai știam unde-i sarea. Cred că dacă n-aș fi luat-o pe Cleo, nu pot să zic acum că regret 100% că am luat-o, dar într-un fel regret. M-am gândit că să nu fie Rocco atunci când noi suntem plecați, fie că-i vară, fie că iarnă, fie că nu știu unde mergem. M-am gândit să nu rămână săracul singur, pentru că nimeni nu are timp să se ocupe. Noi îl vom duce la soacra, ea va avea grijă, dar na, și ea lucrează, nu poate să stea de el și îi va da de mâncare, îi va pune apă. Și ne-am gândit să aibă și el pe cineva, indiferent că e femelă sau e mascul, nu am luat după criteriul ăsta neapărat.
Dar cred că am greșit prin chestia asta. Cumnata mea are un singur papagal și s-a acomodat foarte repede cu el. Ați văzut că am filmat când se tuia în capul meu, te pupă, e foarte drăguț, e foarte sociabil. Și l-a lăsat așa singur. Deci nu a... stai că mi-am pierdut ideea. Nu i-a mai luat un alt papagal. Pur și simplu... Na, l-a lăsat singur, s-a învățat cu ei, ce-i drept îl ia cam peste tot unde se duc, dacă pleacă la țară sau pe unde se duce, îl ia, că are o colivie mai mică și îl ia cu ei. Dar eu unde să stau să iau papagalul cu mine? Mi se pare destul de incomod că atunci când pleci într-o vacanță sau când pleci la țară sau când pleci pe undeva să stai să iei animalele după tine, papagal, pisică, cățel... ce-o fi. E destul de incomod. Uite, de exemplu, dacă m-aș duce cu mini într-o vacanță în Grecia, Bulgaria, România sau ce știu eu pe unde, nu toată lumea acceptă la cazare animale de companie și tu când vrei să te cazezi la o cazare faină, la o pensiune, hotel ce e acolo mișto, care poate are niște condiții și niște lucruri de care tu ești foarte încântat și vezi că nu acceptă animale, atunci te cam întristezi, că tu pierzi practic acea cazare mișto. La bani, unele cazări am observat că te taxează, îți bagă nu mai știu cât la sută sau ceva de genul. Și când vrei să te duci la un restaurant sau la unele magazine, nu peste tot se acceptă ca tu să iei cățelul cu tine. Uite cum e în Italia. În Italia acceptă să iei cățelul în mall, în magazin, în hipermarket, ceea ce la noi nu există așa ceva. Eu dacă m-aș duce la mare sau unde m-aș duce, ar trebui să o las pe mini în casă. De exemplu, dacă am pleca în concediu undeva și eu trebuie să merg într-un restaurant sau trebuie să merg la plajă sau ce știu unde trebuie să plec, pe mini trebuie să o las la cazare, fie că e pensiune, hotel, mini hotel, ce e acolo, cazare privată sau ce e. Și mini nu stă, ca la ea acasă nu stă nicăieri, deci eu o mai duc câteodată și o mai las la mama când mă duc până la magazin sau o mai las la soacra. Și vreau să vă spun că latră și face urât, apoi dacă s-ar vedea că o las acolo la cazare, ar lătra și ar zgâria ușa de ar veni, cred că proprietarii de acolo să-mi spună că să nu mai facă gălăgie și... Trebuie să o iei cu tine la plajă, e foarte cald, vedeam mulți oameni care își luau căței pe plajă cu ei, dar era destul de incomod pentru cățel și foarte, foarte cald. Deci, cel mai bine e să pleci în vacanță fără animale, să nu-ți iei pisica, cățelul sau ce animal ai după tine. Eu una mă simt mult mai relaxată atunci când plec singură, fără animale. Adică, dacă după ce că mă chinui cu copiii, că știți și voi cum e cu copiii după tine. După ce că mă chinui cu copilul și plânge și mâțâie și ce știu ce face pe acolo, mai trag și cu cățelul. Și mai ales că Mini are și rău de mașină. Că până la urmă zici, mă, asta e, mă duc. Iubesc cățelul, iau cu mine, îi plătesc partea la cazare, acolo unde cere. Dar atunci când te duci la restaurant sau ce știu eu, ce trebuie să faci ceva, să pleci undeva fără cățel, e destul de aiurea pentru ea să o lași într-un loc necunoscut. Nu știu dacă în Grecia se acceptă, că nu mai țin minte exact, oare în Grecia parcă am văzut căței cu... Adică căței în magazine, în mall? Sincer, nu mai rețin. Știu că în Italia am văzut. În Italia am văzut, sigur, dar... Bun, pastele sunt fierte. Roșiile le-am oprit. Acum o să clătesc pastele, o să le scurg. Roșiile alea cred că sunt cam puține, stați să vă arăt. Eu așa zic că sunt cam puține, dar vedem ce iese. Astăzi o să filmez cu mama cum o să joace un joc foarte, foarte fain cu rechin. Eu cu Irna l-am jucat și este... Ce trebuie să fac? Trebuie să alegi un cartonaș și să zici câți pești sunt. Îl întorc? Da. Da, mai am încă unul, că nu trebuie să se joci nimic. Un pește roșu, ia un pește roșu, bagă-l în gură la... Și acum trebuie să-l iei din gură. Dar cu unghiile mele? Cu unghiile mele, cum vrei să-l iau, că mă chinui? N-are undiță.
N-are? Te-a mușcat! Uite că ți-l amar! La la! A și mușcat! Da, te-a mușcat de două ori! Și acum ce mai faci? Acum altul? Poți să-și tragi altul dacă vrei! Hai ca să terminăm mâncarea! Unu alb! Mamă, deci îți dai seama că poți să spicești 3-4 pești? Da! Doar 3! Maxim e 3! Sunt 3? Da! A, țărge și în spate! Da, păi cu chioampele mele! Bravo! Gata! Am terminat de mâncat și noi. Mie nu mi-au plăcut pastele deloc cum au ieșit. N-am apucat să vi le arăt și vouă că vorbeam la telefon și nu puteam să filmez. Nu ne-au plăcut absolut deloc. Am venit să fac curat și a început ploaia. Și interesant e că aici deasupra mea este senin. Sunt doar câțiva nori așa mai la distanță. Și chiar plouă. Nu-i nimic. Mă bag în mașină. Îmi pun muzică să ascult și să fac curățenie. Ia să pregătim să facem salată și sălățica este aici. Doamne, uite unde am băgat covrigii. Frigider. În frigider i-am băgat. Nu știu cum de nu mi-am dat seama. Ferească Dumnezeu. Deci nu știu cum de nu mi-am dat seama. Bun, de aici o să scot bucata aceasta. Porumb. Pregătim și ton. Am pregătit și ton. Copilașii mai devreme au mâncat cereale și mi-au făcut și mie poftă de cereale. Am venit pe la vreo 5 și ceva, cred că de afară am făcut curat în mașină. După aia am apucat, am filmat produse terminate. M-am mai învârtit pe aici ce am mai făcut. Am mai vorbit cu Bogdan, am mai vorbit cu mama. Și mi-au făcut și mie poftă de cereale, așa că am mâncat și eu un castron de cereale cu lapte și acum, sincer să fiu, foame tare nu mai este, așa că nu cred că voi face toată cantitatea asta de salată, că dacă mai adaug și ton și porumb și toate cele, o să fac o cantitate mai mare și sigur nu se va mânca. Și o să scot acum și avocado, o bucată, două, nici nu știu, că Marc nu mănâncă avocado, ăsta e cop din ce văd. Am pregătit castronul acesta ca să pot să amestec bine salata. Două bucăți de avocado, două conserve, porumb, parmezan și sălățică. Cred că ajunge cantitatea asta de sălățică, mai ales că dacă mai adaug și porumb și avocado și așa, este suficient. Am adăugat doar o cutiuță de ton și l-am adăugat cu tot cu ulei. Mai am această cutiuță, dar acum o să mă decid. Eu am pregătit aici câte două, dar o să văd cantitatea care este, că sincer să fiu, nu-mi este foame. Așa că momentan o să tai doar un avocado, o să pun niște porumb, nu mă mai uit de năut sau de linte să văd să mai adaug și din alea, pentru că clar va crește cantitatea și sincer să fiu, nu mi-e atât de tare foame, așa că o să mănânc foarte puțin, dar fără pâine, că nu mai intră, deci dacă nu mâncam castronul ăla cu cereale, era perfect. Deja este ora 7. Ne punem să mâncăm și noi, am pregătit pachetul Selenei. Trebuie să-și facă ghiozdanul, să pregătească hăinuțele și să văd dacă reușesc să filmez Q&A în seara asta, dacă nu rămâne pe mâine. Am mai adăugat porumb, am tăiat așa niște feliuțe din parmezan și acum o să tai un avocado. Eu zic că e suficient, nu are sens să mai adaug încă un avocado și încă o cutiuță de ton, mai ales că copilașii nu mănâncă nici ei mult. După care o să adaug niște ulei de măsline și sare și sălățica noastră este gata. Arată atât de bine salata cu toate culorile astea. Am adăugat sănătate, avocado, ulei de măsline și sare. Acum amestec, le pun copilașilor să mănânce. Sincer să fiu, parcă mie nu-mi trebuie deloc. Acum tot stau și privesc salata, chiar dacă arată bine. Dar mă simt atât de plină în burtă, mâncat cerealele și mă mir că eu atunci când mănânc dulce, mă roade stomacul și organismul cere să mănânc mâncare. Dar acum culmea că nu-mi trebuie, asta e problema.
Nu-mi trebuie, nu-mi e foame, nu-mi e sete, clătite n-am mai reușit să fac astăzi, dar probabil mâine. Mâine vă zăpăcesc chiar că vreau clătite și iar nu reușesc să fac și mai departe. Am pregătit acest robot să-mi dau parmezanul așa la răzătoare, mi-l face foarte fain, după care iau și-l bag într-o cutiuță și o să mai fac niște parmezan, o să iau și o să-l tai așa pe fundul de lemn, să-l fac feliuțe și să iau să-l bag în caserolă. Mai am jumătate de punguță de salată și așa cum voi face și mâine. Vrei să mușc din el? E bun, ăsta e cel mai bun parmezan, ăsta la bucată din Italia, vidat așa, îl am de ceva timp, n-am umblat la el, că tot am avut punguțe din alea rase, ia uite și Mini vrea și ea să mănânce parmezan. Bun, ia să facem bucățica asta așa de parmezan, mi-am pregătit această cutiuță mică pe care o am de la sora mea, așa cu tigru ăsta sau ce e ăsta, ce e ăsta, tigru parcă, da. Și mă apuc să fac așa niște feliuțe mici, că merge mai bine atunci când pui feliuțe în salată, decât atunci când pui brânză rasă. Se simte gustul la parmezan mult, mult mai bine. Aveam, cred că și aia, nu știu unde mie, că am tot un fel de răzătoare care taie felii. Parcă cred că ar fi tăiat felie de sus și până jos, bucăți cam mari. Deja lui Marc i-am dat să mănânce, să pune și Sally și să mănânce și ea. Trebuie să le fac băiță. Așa de repede trece timpul, trebuie să-mi fac și niște cafea să macin, dar probabil mâine de acum. Nu cred că mai fac în seara asta. E bună salata! Mm-hmm. Ce bună a ieșit! După aia iau și pun din bucata asta și o rad. Ia să vedem aici. Aș fi făcut mai mult, dar mă gândesc să nu mucegăiască. Așa când îl fac și îl rad și îl pun în frigider, văd că nu mucegăiește. Dar așa la bucățele, la feliuțe din astea, nu știu dacă mucegăiește. Fac asta să o umplu. De obicei folosesc doar pentru salată, în rest așa la mâncare sau la paste, îmi place să fie așa, pe răzătoare. Iubirea lui mama, ce-i fată frumoasă? Bine. Așa îl lași? Păi dacă așa am pus și acum pe... Nu le faci la... Păi le fac imediat la robot, să fac, să avem și pentru paste, da? Fac așa pentru sălățică. Deci parmezanul e brânza mea preferată dintre toate. Deci pur și simplu îl ador. Înainte îmi plăcea foarte mult cașcavalul cu găuri. Dar acum parcă, nu știu, nu pot să zic că nu-mi mai place. Tot îmi place, dar nu la fel de mult. Cred că e suficient. Cred că ajunge. Da, ajunge, e numai bine, perfect. Perfect, draga mea, draga mea. Nu mai știu. Cum era Sally melodia? Nu știu nici tu. Perfect, bine. Tot nu mai știu cum e, da. Bună ziua. O, l-ai adus pe el, drăguț. I-am dat mai înainte porția de iubire. Selena i-a dat porția de iubire și lui Mini. Era mai înainte cu Mini prin brațe, dacă n-am râs de ea. Când e cu papagalul, când e cu cățelul, deci cu când cu șinșila. Chiar pe ochioasă ai mai pus mâna? Că asta capsează rău. Da. Mi-a ieșit o cutiuță plină. Punem capacul. Ce vede, mama, culoșa? Unde vezi, mama? Bă, tu te unde frumos, papi, mama, ce culoșa, e culoșa. Hai, mănâncă parmezan, dai parmezan. Îi dau? Bagă cu cioc acolo, ia vezi, mănâncă. El mușcă că e nervos, vrea să plece. Are parmezan la bot. Sănătatea noastră. Nu.
uitați ce fain îmi face robotul parmezan. Nu mai stau să dau la mână. Stai că deja au venit. Hai că pune și Sally, pune și Marc. Stai că deja, ia uite-i. Ia uite. Cum am văzut că am pornit robotul, deja au venit. Am băgat-o. Bravo. Hai, pornește-l tu. Pornește-l tu. Oprește-l. Hai, pornește-l. Ce-ai făcut, Marc? Mă sare numai brânză pe aici. Dai, dar nu pornești de fiecare dată numai la o bucată. Pune mai mult. Ai căzut jos, da, ia. Ai, Selica, uite ce faceți, mamă, pe aici. Numai lasă, gata, hai pune capacul. Numai dezastru. Hai, facem... Mă, îmi strici aparatul ăsta. Gata, gata. Gata, că mi-a stricat aici brânza. Mini, tu ce faci? Am terminat de ras brânza. Mi-a ieșit această caserolă. Așa. Hai, mă, nu vrei să te închizi? Și mi-a mai ieșit și această caserolă cu smiley. Și asta e plină, și asta e plină. Și asta altă e plină. Și gata, acum le bag la frigider, mă apuc să spăl vasele. Deja este 7:30, Selia intra la baie, intră și Marc imediat și încet încet ne băgăm și noi în pătuț. Așa că o să închei filmulețul. Nu cred că mai reușesc să filmez în seara asta Q&A, cu siguranță mâine. Dacă reușesc, o să-l filmez și o să-l postez, dacă nu, mâine. Așa că eu v-am pupat cu mare drag, vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți și ne vedem în vlogul următor. Pa, pa!